Cursul din această seară va fi legat de tehnologii pentru descrierea structurii mesajelor XML, pentru căutarea, pentru localizarea în interiorul unui XML și pentru transformarea XML-urilor. Așadar, vom discuta despre XSLT, despre XPath și despre XSD. Ca idee, XML-ul este foarte folosit în mediul enterprise pentru, ca și format canonic, până la urmă, ca și format care are suport în toate platformele de dezvoltare de aplicații de întreprindere. Și, nu în ultimul rând, este utilizat în transformări generice de mesaj. Așadar, tehnologia care ne interesează este Extensible Style Language Transformations, XSLT. XSLT-ul este compus din două părți. Pe de o parte, o tehnologie de descriere de foi de transformare, XSL-uri, și pe de altă parte, dintr-o serie de funcții și variabile utilizate în timpul transformării. Deci este o tehnologie care permite convertirea unui XML în alt XML. Evident, output-ul ar putea să fie un caz particular, XHTML, deci am putea la limită să-l folosim și pentru a genera output utilizabil ca să fie randat în browser. XSLT-ul folosește, prin intermediul foilor de stil XSL, folosește pentru a localiza elemente din XML-ul de intrare expresii XPath. În ultimul rând, XSLT-ul este un limbaj descriptiv care este scris tot în XML. Deci, practic, o transformare a unui XML se realizează pe baza unui alt XML, care este o foaie de stil XSL. Cum arată ce se întâmplă în spate? Documentul original este parsat, se obține un arbore în memorie. De asemenea, transformarea XSL, care e un template care spune cum să se viziteze sursa și cum să se producă ieșirea, este și ea parsată și rezultă un alt arbore. Și este un procesator XSLT care vizitează, care execută transformările din arborele de transformare pe baza localizării nodurilor din arborele sursă. Rezultatul este un arbore în memorie care apoi este serializat în XML-ul de ieșire. Deci, practic, aceste transformări se realizează în memorie cu o chestie oarecum echivalentă DOM-ului, adică un arbore care reprezintă structura de noduri. În plus față de DOM, mai pot fi și variabile de intrare, variabile sunt impropriu numite variabile, sunt de fapt niște parametri care pot fi atașați unei foi de stil și anume au valori constante. Aceste variabile de intrare pot fi și ele folosite în expresii. În plus față de ce vedeți aici, și anume de arborii asociați foi de transformare și documentului de intrare, XSLT-ul mai folosește o serie de funcții, care funcții pot fi scrise într-un limbaj propriu, adică există un set de funcții în XSLT, dar există posibilitatea utilizării și a unor altor interpretare, precum JavaScript, precum PHP, Ruby și altele, care pot fi referite în două moduri, adică pot fi utilizate în două locuri, și anume în localizarea nodurilor din intrare, adică pentru a scrie expresiile în locul XPath-urilor, respectiv pentru a executa diverse procesări pe valorile din atributele elementelor din nodul de intrare. Bun. Care sunt elementele unei foi de stil, adică unui XSL utilizat în XSLT ca și specificații de transformare? Există un tag rădăcină, style sheet sau transform, care conține template-uri. Template-urile, puteți să vi le imaginați că sunt procesări executate dacă în input apare o anumită sursă. Deci template-ul are o proprietate select, prin intermediul căruia se precizează care este nodul din intrare pentru care se va executa. Template-urile pot chema alte template-uri prin intermediul directivei apply templates, care apply templates are un selector specific pentru a preciza ce template să se execute.
selectorul acestui apply template se potrivește cu selectorul template-ului în sine. Deci putem să ne imaginăm că atunci când începem să executăm o transformare, descriem asemenea template-uri care vor produce ieșire dacă sunt prezente anumite elemente din intrare, în intrare. Și acele elemente sunt selectate ca și match pe template. Ce putem să producem în ieșire? Păi putem să scriem taguri în template în clar, adică să descriem un XML, dar dacă vrem să preluăm valori ale nodurilor din intrare, avem câteva directive. ValueOf, spre exemplu, preia conținutul text al unui nod, copiază un nod din intrare, dar fără să copieze și copiii lui, și copyOf copiază inclusiv, realizează o copie a subarborelui, copiind inclusiv nodurile copii. Putem genera atribute pentru nodurile pe care le scriem. Nu avem posibilitatea, dacă ne dă posibilitatea stylesheet-ul să scriem taguri în clar, nu avem posibilitatea să setăm atribute cu valori în clar. Pentru a adăuga atribute pe tagurile din ieșire, trebuie să ne să apelăm la tagul attribute. De asemenea, putem să ne definim în clar elementele sau putem să le generăm cu ajutorul procesatorului element. O chestie foarte importantă e că de multe ori iterăm pe colecții de intrare. Adică, dacă avem elemente cu cardinalitate multiplă, am vrea să parcurgem o întreagă colecție de noduri care se cheamă la fel și se găsesc în aceeași poziție în document, o listă de item, și să generăm pentru fiecare item de acolo ceva. Așadar, avem un asemenea procesator și anume directiva for each. For each are un selector și acel selector este scris ca și celelalte elemente de selecție în XPath. Așadar, template-ul este utilizat pentru a genera output. Dacă vrem să scriem un template care se potrivește pentru întreg documentul, vom pune ca și condiție de match rădăcina documentului care în XPath este slash. ValueOf, ziceam că e folosit pentru a accesa elemente din sursă și a prelua textul lor. For each, încă o dată, e folosit pentru a itera pe colecții. Și mai avem posibilitatea să sortăm nodurile din interiorul unui tag cu ajutorul directivei sort. Putem să generăm output condițional dacă este prezent sau dacă se îndeplinește o anumită condiție dată în select cu directiva if, va genera tot ce este în interiorul if-ului și putem să grupăm mai multe if-uri unul în altul cu ajutorul lui choose. Choose este un fel de switch care funcționează diferit de, mă rog, nu este un switch propriu-zis, e o colecție de if-uri, dacă vreți, și arată de genul următor. În interiorul unui choose pot exista mai multe ramuri when, fiecare ramură when având propriul selector. Deci, practic, sunt independente. Se evaluează pe rând choose-ul cu mențiunea că se execută unul singur din ele. Deci dacă este adevărată condiția unuia, se va executa choose-ul respectiv. Și există, bineînțeles, și o ramură când nu se execută niciunul din when-uri și putem avea otherwise, caz în care se va executa acest otherwise. Apply Templates este o directivă prin care un template poate apela recursiv, poate delega execuția către alt template. Și, spre exemplu, avem aici un document XML care conține informații despre persoane și, mă rog, ceva pe acolo. Putem să asociem o foaie de stil acestui document și observați, foaia de stil conține un template al cărui match este rădăcina. Orice document XML conține un singur tag rădăcină numit root. Când facem match pe slash, care în XPath, o să vedem imediat detalii despre XPath, slash-ul se referă la rădăcină, deci template-ul cu match pe slash se va executa pe orice document XML, pentru că orice document XML are un root. Bun. Acum s-ar putea ca tagul root, care aici vedeți că este people, să nu se cheme totdeauna la fel. Dar acest template se va executa pe orice document de intrare care are un root. Bun. Ce va genera? Păi va genera un document HTML, după cum vedeți. Deci în interiorul unui template putem să avem taguri în clar. Acele taguri trebuie să respecte sintaxa XML.
adică atributele trebuie să aibă valorile delimitate prin ghilimele, nu putem să avem semne specifice delimitatorilor și separatorilor XML, nu putem să avem mai mare, mai mic, trebuie să folosim punct și virgulă, ampersand, less than, punct și virgulă, deci trebuie să facem escape simbolurilor care în mod normal apar în XML, cu valoare de sintaxă XML. Și observați că în interiorul template-ului, pe lângă faptul că putem genera taguri în clar pe output, cum e cazul ăsta, facem un document HTML, putem să ne să aplicăm diverse funcții, diverse directive, diverse taguri XSL. Observați că pentru a referi tagurile XSL se face un import sus la un namespace. Namespace-urile sunt, până la urmă, elemente care identifică o colecție de obiecte, un set de taguri, dacă vreți. Cum definim un pachet cu clase în interiorul lui în Java sau un namespace în C#, așa avem și în XML conceptul de namespace care grupează o colecție de definiții de taguri. Și acum, ca să referim tagurile din XSLT, există un namespace pentru XSL, din XSL vreau să zic, și acest namespace este înregistrat, este utilizat, e referit. Dar ideea e ca să nu calificăm cu tot toată valoarea namespace-ului, care e un URI, în cazul particular de aici un URL, e o valoare lungă, mecanismul din XML funcționează așa. Se înregistrează la nivelul oricărui tag și va fi vizibil în interiorul acelui tag. Dacă vreau să fie în tot documentul, înregistrez un prefix la nivelul root-ului. Deci vedeți ce se face? Se înregistrează un XML namespace, două puncte, cu prefix. Această notație în interiorul unui XML practic înregistrează un prefix care importă un namespace. Ulterior, putem referi elemente din acel namespace cu ajutorul prefixului. Și observați că s-a înregistrat cu prefixul XSL, puteam să-i spunem cum vreau noi, între anumite limite, un URI totuși acolo. Prefixul acela putem folosi pe urmă să referim taguri. Și e folosit la value of. Deci, în titlul documentului HTML, spre exemplu, cu ajutorul lui value of se execută o funcție din XSLT. XSL-ul este această listă de, această file de transformare, dar XSLT-ul are în spate suport pentru niște funcții. Ca de exemplu funcții numerice, cum ar fi count, și observați că această funcție este apelată pe un tag. Tagul care se găsește în rădăcină în tagul people și se numește person. Deci countul acela va itera pe toate tagurile person aflate în tagul people din rădăcina documentului. Și va întoarce numărul lor. Și deci cu value of putem să executăm o funcție XSLT și să întoarcem un rezultat care va fi pus ca și când ar fi fost scris acolo textul. Și, mă rog, o să scrie information about și cât a numărat ăla cu terminația în people. Și așa mai departe. Mai aveți mai jos executat din nou pentru a afișa într-un heading acel value of și la un moment dat template-ul principal apelează alt template cu apply templates. În felul ăsta template-ul principal nu conține în interiorul lui ce conține template-ul pe care îl apelează, putând să-l refere. Este foarte important acest mecanism. Ne dă posibilitatea să grupăm în module. Puteți să vă imaginați că un template e ca o funcție, iar apply template e call-ul către, apelul către acea funcție. Template-ul pe care îl apelăm este cel care are ca match slash people slash person. Și dacă ne uităm mai jos, există un template care face match pe person. Acum, contextul în care este definit template este contextul rădăcină. Motiv pentru care acel person va fi în interiorul root-ului care este people. Este un match relativ ce vedeți acolo în XPath. Deci în momentul în care noi suntem deja în tagul rădăcină, că s-a executat template-ul cu match pe slash, eu sunt în contextul tagului rădăcină care se numește people. Când execut template-ul cu slash people slash person, se va căuta un template care are ca match fie cale absolută slash people slash person, fie ceva relativ la contextul în care sunt. Contextul în care sunt e al template-ului curent care se execută, acela cu match pe slash. Deci eu sunt în tagul people. Dacă sunt în tagul people, atunci va fi același match ca cel din apply templates și template-ul cu match person, pentru că cere ca în tagul people să
să se execute pentru apariția tagului person. Și, mă rog, pentru fiecare persoană de acolo, pentru că apply template să se execută ca un for each, adică pentru fiecare regăsire a nodului cu condiția lui apply lui template din sursă, va genera ce zice apply template. Așadar, va parcurge fiecare intrare person de acolo și va genera un heading cu textul numele persoanei și un paragraf cu descrierea. Deci, practic, apply templates în cazul ăsta, pentru că se execută pe noduri cu cardinalitate multiplă, va fi, în realitate, un for each. Pentru fiecare element de acolo se va executa template-ul. Vizitarea XML-ului este declarativă, observați. Eu nu spun iterează pentru fiecare element de acolo. Eu spun doar executăm template-ul ăsta și el o să vadă câte noduri, pe ce noduri se potrivește template-ul după match-ul lui și pentru fiecare va executa template-ul la apply templates. Altă variantă ar fi fost aici să facem un for each în loc de apply templates, pentru că nodul are cardinalitate multiplă. Dacă n-ar fi avut, ar fi fost un if, tot din XSLT. Din XSL. Dacă e prezent nodul ăla, atunci generează ce zice în interior tag-ul. For each-ul și if-ul, de fapt, pentru elemente cu cardinalitate 0n, sunt cum similare, pentru că dacă e un singur element, se va executa o singură dată. Deci for each-ul era ok. Bun. Ce vedeți aici este că un document XML poate avea asociat prin prologul lui, adică acel antet de document, poate avea, nu prin prolog, poate avea o directivă care asociază stylesheet-ul. Și vedeți că înainte să avem datele din document, după prologul XML-ului, prima linie de acolo care definește versiunea documentului, versiunea de XML, nu a documentului în sine, putem să referim acel stylesheet. Efectul este că browserul, spre exemplu, când va încărca documentul XML, nu va randa ca XML, ci va executa transformarea și ne va afișa rezultatul transformării. Deci, prin includerea acelui stylesheet, anumite tool-uri, cum ar fi browserele web, știu să interpreteze stylesheet-ul pe sursa de intrare, pe acest document, și să utilizeze ieșirea acelei transformări. Bun. Mă rog, și puteți să vedeți diverse asemenea cazuri. Cum se execută o transformare XSLT? Există funcție de limbaj, diverse engine-uri pentru așa ceva, în Java, în C-Sharp, în multe. Printre cele mai performante engine-uri folosite în piață se numește Saxon, tool-ul respectiv. Există o versiune Home Edition care este free, dar îi lipsesc multe funcționalități, în special legate de funcții XSLT suportate. Și o versiune, mergând până la Enterprise, care costă. Evident, ca să executăm o transformare, va trebui să creăm un source tree, adică să facem un obiect de tip stream source peste un document de intrare, un asemenea stream source și peste un document XSL, foaia de stil efectivă, după care ne trebuie un writer care să-l scrie, ne trebuie un transformer factory care să creeze un transformer pe baza foii de stil. Și, eventual, acest transformer ar putea să utilizeze și alți parametri. Se pot activa diverse feature-uri legate de utilizare de variabile, de indentare pe writer-ul de ieșire și altele. Și, în final, se execută un transform, dându-i, pe de-o parte, sursa de date și, pe de altă parte, writer-ul unde să scrie rezultatele, care, pe urmă, pot fi scrise pe disc, pentru că rezultatele sunt scrise ca și tree în memorie. Mă rog, găsiți API-ul, nu e o problemă, dar am zis să vă amintesc de proiectul Saxon și de tool-ul în sine. Ce vreau să vă subliniez este că în proiectele comerciale, adică în general în acolo unde contează performanța, aceste transformări se fac în engine-uri de transformare care execută mapări, convertire de la un format de mesaj la altul. Să știți că foarte multe tool-uri din practică lucrează cu transformări XSLT ca și tool generic. Există tool-uri vizuale cu care se pot face asemenea, se pot mapa vizual. Spre exemplu,
Mai vedeți, este ok, da? Asemenea, tool-uri, spre exemplu, este o firmă, Altova se cheamă, care are un tool numit MapForce. Mă refer la acest tool pentru că este un tool complet dedicat mapărilor de structuri, dar și firme care dezvoltă aplicații pentru integrarea aplicațiilor de întreprindere au asemenea tool-uri vizuale. De ce? Analiștii de business sunt cei care cunosc logica transformărilor. Ei știu cum se combină mesajele, ce field-uri să ia, cum să producă ieșirea. E o întreagă filozofie și ține de expertiza într-un domeniu. Acum, este ineficient să ai programatori care sunt foarte buni analiști de business, care știu să scrie, spre exemplu, componente de transformare, dar cunosc și foarte bine domeniul financiar sau știu eu ce alte domenii. Și atunci, ce se dorește este să fie un instrument cât mai ușor de utilizat, dacă se poate vizual. Utilizat de o persoană care nu are cunoștință de programare neapărat, poate avea de XSL, de transformări, de descriere de structură de mesaj, eventual de puțin scripting, nu neapărat bash, mă refer și la JavaScript, că tot în contextul ăsta îl numesc ca scripting, nu JavaScript pentru single page application și aplicații în general, ci doar pentru transformări de mesaje, să știe să scrie niște funcții, să proceseze date. Deci, asemenea, persoane folosesc tool-uri vizuale. Și spuneam că se întâlnește foarte des în mediul de întreprindere un tool de genul ăsta, iar transformările presupun caching. Adică niciodată nu o să ne încărcăm, cum ați văzut acolo, foaia de stil de fiecare dată, pentru că parsarea ei ia timp. Și, în general, se utilizează foi de stil în funcție de tipul documentului, de ce document am de transformat. Și atunci mecanismul e mai complicat și implică existența unui cache. Bun. De ce și când să folosim XSLT? XSLT-ul e gândit pentru a face transformarea unui XML în alt XML. Și chestia asta înseamnă că ori de câte ori avem nevoie de procesări complexe, de transformarea unui mesaj în alt mesaj, ne putem imagina dacă nu rentează să avem un convertor care ne scrie un XML din mesajul de intrare. Să spunem că avem un mesaj de fapt cu o cerere de aprovizionare sau cu o proformă sau cu diverse informații. Acum, am putea transforma acel de fapt, să spunem că trebuie să-l importăm într-un sistem SAP și trebuie să generăm un document IDOC din el. Am putea să ne facem un convertor de la IDOC de la EDIFACT la IDOC. Și evident că există asemenea componente. Mai mult platformele firmele care oferă hybrid integration platforms, deci platforme de integrare hibride care oferă în cloud soluții de transformare de mesaje, au asemenea conectori, convertoare de format. Dar ne-am putea imagina, ca să nu trebuiască să facem transformările de la orice format la orice format, că am face o conversie de la EDIFACT la XML și că acel XML l-am convertit într-un alt XML și că am avea o convertire de la XML-ul de ieșire la IDOC. Și deci toate transformările noastre se vor face într-o singură tehnologie, în XSLT, neștiind că vin de fapt dintr-un EDIFACT și se duc într-un IDOC, iar în capete avem pași de transformare de mesaje care ne obțin XML-ul intermediar. Deci, motivele pentru care am folosit XSLT-ul sunt legate de un standard de facto pentru un format canonic de reprezentare a mesajelor. Având tool-uri pentru a evalua expert, XQuery, genera și executa transformări XSLT în platforme de întreprindere în diverse limbaje, e un candidat ideal pentru transformări generice. Mai mult avem și tool-uri vizuale care fac asta. Acum, două vorbe despre XPath. XPath vine de la XML Path Language și, de altfel, este o notație prin care putem să regăsim elemente într-un document XML. Practic, navigăm în interiorul XML-ului după o cale. Utilizează sintaxă similară pentru identificarea nodurilor, similar, oarecum, sistemului de fișiere cu separatori. Are o serie de funcții, peste 200 de funcții predefinite.
funcții pentru a accesa valori, șiruri de caractere, pentru procesare de valori numerice, logice, date și momente în timp, comparări, diverse chestii, accesări, generări, injectări, transformări de noduri, bun. Dar, printre altele, pe lângă această sintaxă, pentru a exprima expertul, spuneam că se mai pot utiliza și alte engine-uri decât engine-ul de expert, fie JavaScript în foarte multe cazuri sau mergând chiar spre soluții de C și C++. Bun, cu ce terminologie lucrează expertul? Păi lucrează cu, în primul rând, vede documentul ca un arbore care are noduri. Există mai multe tipuri de noduri. Element, care poate avea și atribute și text, și comentarii, spre exemplu. Atribute, care nu pot avea decât valoare. Text, care e valoarea unui tag. Namespace-uri, care sunt, ați văzut, referințe către o colecție de elemente. Instrucțiuni de procesare, comentarii și noduri de tip document. Rădăcina unui document se numește root. Mai există și noduri de tip valori atomice, care sunt frunzele unui asemenea arbore. Itemii sunt valori din interior. Două secunde. O să pun pe mut două secunde ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Ok, ce scuze, dar asta e situația. Revenind. Există o ierarhie a nodurilor, deci niște relații între noduri. Spre exemplu, orice nod are un părinte. Copiii unui nod sunt copiii direcți în ierarhie. Există și o colecție de frați. Strămoșii unui nod sunt părintele direct, bunicul și așa mai departe, descendenții fiind copiii și copiii copiilor. Ca să ne referim la un nod relativ în interiorul contextului curent, o să-i punem numele în clar. Dacă vrem să ne referim la rădăcina documentului, avem simbolul slash. Dacă vrem să căutăm ceva pe orice cale în document, avem dublu slash. Punctul se referă la contextul curent, două punctele la părintele contextului curent, iar cu at în față ne vom referi la atribute. Spre exemplu, putem să căutăm în tagul curent sub tagul bookstore, prin sintaxa simplu numele de tag, ca la sistemul de fișiere. Dacă vrem din rădăcină, cum este și adresarea din sistemul de fișiere Unix, avem slash și numele tagului, deci ăla va regăsi tagul bookstore, care se găsește în rădăcina documentului. Relativ la tagul curent, putem să ne referim la un subtag, cum ar fi bookstore, și un subtag al lui, deci un copil al copilului, și anume book. Dacă vrem să căutăm tagul book pe orice cale în document, vom scrie expresie slash slash book. Deci ăla regăsește tagul book în orice context, cu orice prefix, adică. Dacă vrem să căutăm în bookstore, relativ la contextul curent, să fie un subtag numit bookstore și să luăm toate aparițiile tagului book din interiorul ăstuia, o să scriem bookstore slash slash book pentru a ne duce în interiorul contextului curent la subtagul bookstore și respectiv a căuta în el orice book. Dacă vrem să regăsim toate tagurile care au atributul lang, o să căutăm slash slash înseamnă pe orice cale și at lang o să fie care conține atributul numit așa. Steluța recunoaște orice elemente, at steluță orice atribute, iar nod recunoaște orice nod, fie nod de tip atribut, fie de tip element, fie text, cum spuneam, fie coment, instrucțiune de procesare sau nod document. Acum, cum folosim steluța? Păi putem să luăm toate elementele din interiorul unui... toate elementele din interiorul... Două secunde. Ok, să revenim la curs.
Să știți că noi nu mai auzim. Ok, mulțumesc că mi-a zis. Îmi cer scuze pentru disfuncționalitate, o să reiau două vorbe. Bănesc că ultima dată ne-am oprit pe la sau de aici. E ok? Bun. Deci, bara verticală reia, acceptă o expresie sau alta, deci se vor, va accepta și aia și cealaltă, pentru că le acceptă una sau cealaltă. Putem avea funcții deci putem să avem funcții de poziție și putem să ne referim la prima apariție a unui element cu mențiunea că Internet Explorer, care nu prea respectă niciun standard în versiunile mai vechi, începea o colecție de la indexul 0, dar în standard încep de la 1. Există funcții de poziție, cum ar fi last. Putem să ne referim la penultimul element cu ocazia asta sau putem să ne referim la elemente cât timp poziția lor este într-o anumită relație sau putem să ne referim la elemente care conțin un anumit atribut sau care conțin un anumit atribut cu o anumită valoare sau care conțin un tag care conține în interior o valoare într-o anumită relație, cum vedeți, price-ul ăla să fie mai mare decât o valoare. Sau odată ce am recuperat elemente care au în interior un tag cu o anumită valoare, putem să ne referim la subelemente ale lor. Și există și niște funcții pe care le puteți găsi în documentație, sunt foarte multe. Câteva exemple, spre exemplu, slash library va recunoaște tagul library cu tot conținutul lui, slash library slash book recunoaște library în rădăcină și extrage din el tagul book, deci doar colecția de taguri care se cheamă la fel. Respectiv, putem să accesăm atributul name al tagului book, al tagului library din rădăcină. La fel, dacă vrem să le luăm pe toate care au name cu o anumită valoare, punem condiția aceea și găsiți elementele respective. Dacă vrem să luăm pe primul din interiorul unui tag, aveți indexul sau pe al doilea. Bun. Câteva vorbe despre XML Schema Definition sau XSD. Ideea este că atunci când utilizăm documente XML, avem nevoie să precizăm ce structură pot avea, ce taguri pot să apară acolo, cu ce valori posibile și așa mai departe. XML Schema Definition este standardul de facto care a venit după o chestie numită DTD, care definea într-o altă sintaxă cam același lucru. Și până la urmă, ziceam că schema XSD permite să definim ce elemente și atribute pot să apară în document, cardinalitatea acestor elemente, tipurile de date și valorile default care pot să fie. Avem aici un document XML foarte simplu, care conține, observați, un tag rădăcină node și în asta există niște subtaguri, mă rog, e un fel de mesaj. Acum, pentru a descrie schema XSD, avem un tag XSD, un document XML cu tagul schema, care va referi elemente, taguri ale standardului XSD prin intermediul importului de schemă. Ok. Tudor, lasă-ne, Tudor, să ținem cursul. Te rog frumos. Bun. Observați deci că acolo se descrie un element și că elementul acesta este un element de un tip complex. În interiorul lui va trebui să apară într-o anumită secvență, într-o anumită ordine, în acea ordine, elementele cu numele respectiv. Tipul elementelor fiind string, deci valorile de acolo pot fi string. Bun. Deci, pentru un document de genul ăsta, schema care descrie chestia aia definește un element rădăcină cu un nume. Numele pe care îl vedeți acolo este chiar valoarea tagului, cum se vor chema tagurile din document. Și acum, tipurile complexe pot fi definite în două moduri. Pot fi definite inline, observați că acest element conține descrierea tipului lui chiar în interior, sau pot fi definite pentru a fi reutilizate, caz în care li se dă un nume. Dacă ar fi fost definit complex type-ul în afara elementului, elementul meu ar fi avut ca tip numele dat pentru acel complex type. Și acel tip complex ar fi putut fi reutilizat și pentru tipul altor elemente. În acest caz nu poate fi reutilizat pentru că este tipul
este tip definit în interiorul elementului, nu are nume, nu poate fi reutilizat. Un document XML poate conține pentru validare referință către schema XSD și observați, acest lucru se întâmplă prin intermediul schema location. Un document XSD poate include alte documente XSD. N-am pus slide-uri, dar e important și o să vă adaug. Sunt două tipuri de includeri care se pot face, de referințe, să zic. O schemă poate include o altă schemă prin intermediul tagului XSD include. Efectul este ca includul din C se copiază schema respectivă în interiorul documentului ca și când ar fi fost definit acolo. E motivul pentru care funcționează, este modularitatea, să putem să împărțim în mai multe documente și să le referim din mai multe părți, dar e ca și când aș fi scris documentul în interiorul schemei mele, care o include. Orice schemă are niște namespace-uri, definește elementele într-un context. Există conceptul de target namespace, toate elementele definite în acel namespace, în acea schemă vor aparține de acel namespace. Și există conceptul de default namespace. Acum, în momentul în care voi includeți o schemă în altă schemă, ea va căpăta target namespace-ul schemei în care este inclusă. Deci e ca și când elementele au fost definite, indiferent ce target aveau ele, se ignoră targetul schemei care se include și se preia targetul unde, de la schema unde se include. Bun. Al doilea mod de a referi scheme într-o schemă este importul. Importul se face pe baza unui namespace care trebuie să aibă înregistrat un prefix pentru a fi utilizat mai departe în document, a fi utilizate mai departe în document taguri importate. Și importul păstrează target namespace original. Deci schema care a definit niște elemente va putea fi referită cu import, dar elementele nu vor fi conținute de namespace curent, ci vor fi referite cu namespace original. E ca și când faceți using în C# sau importul de elemente din Java. Înregistrați cumva să utilizați elemente de acolo, dar nu e ca și când le definiți în target namespace-ul vostru. De ce are importanță diferența asta? Pentru că elementele, de foarte multe ori aveți probleme în a valida documente, pentru că nu sunt corect referite din namespace-ul corespunzător. Și trebuie să verificați dacă nu cumva e o problemă de prefix pe care îl utilizați ca să identifice corect namespace-ul. Dacă elementele sunt dintr-o schemă inclusă, vor trebui să aibă același namespace ca schema în care sunt incluse. Dacă e o schemă importată, vor păstra namespace original. Bun. Asta este root-ul de care ziceam, în interiorul lui sunt definite chestii. Un element simplu este de fapt o valoare primitivă. Asupra acestor valori primitive se pot impune restricții. Există niște tipuri predefinite în XML și niște fațete prin care se definesc restricții. Un element simplu care poate să fie ce definește de fapt un element simplu? Definește un tag cu un conținut scalar. Deci dacă vreau să am un tag care să aibă un text în interior, altul decât un comentariu, acel element va fi definit ca simple element cu un anumit tip. Și observați că există niște tipuri predefinite în schema XSD, și anume acelea string, decimal, integer, boolean, date și time. Bun. Și aveți exemple, un element numit last name, care s-ar fi definit ca element de, cu tipul XS string. XS e prefixul cu care s-a importat namespace-ul schemei, deci, mă rog, string. Și alte valori. Bun. Jos sunt definite elementele, ce încercam să vă zic uitându-mă doar la text, și anume last name de tip string, încă un integer și un date. Bun. Atributele. Atributele sunt valori prezente în interiorul începutului de tag, în XML, și la fel pot avea doar valori scalare din tipuri primitive XSD sau din restricții asupra tipurilor primitive. Deci pentru a impune anumite restricții, pentru a impune anumite fațete pe valorile primitive, putem să definim simple restricții ale unor tipuri primitive. Spre exemplu, dacă vrem să definim o enumerare pe un string, vom scrie un simple ca string, este enumerarea în interior. Și ăsta va fi un tip cu nume pe care putem
și atât pentru valori de elemente ca la un right. Evident, atributele am spus că încep în, că sunt prezente în începutul tagului și vedeți acolo un atribut lang cu o anumită valoare prezent și definit ca și atribut de tip string. Atributele by default sunt opționale, spre deosebire de elemente care by default sunt required. Aici este o diferență apropo de validarea unui XML cu o schemă. Dacă nu aveți cardinalitate prezentă, nu aveți required pus, elementele sunt required, dar atributele sunt optional. Numai puțin, că ăsta micul săracul se plictisește. Două secunde să putem să... Ok, revenind. Deci atributele pot fi mandatory dacă avem pus pe ele use required. Ok. Next. Se pot pune anumite restricții pe simple type-uri. Cum vedeți, de altfel, acolo se putea defini un simple type cu un nume și utiliza pentru alte valori. Și acolo nu e definit așa, este pur și simplu trântit în clar, in line, o restricție a unui întreg care zice că valoarea minimă e aia și valoarea maximă este aia. Ok, se pot pune restricții de tip enumerare, dar nu se pot pune de pe orice valori fațetele respective. Evident, se aplică stringurilor și vedeți că se restricționează un tip primitiv string prin adăugarea unor valori distincte care pot apărea. Se pot pune și pattern-uri, care înseamnă nu sunt pattern-urile din expresii regulate, seamănă mai mult cu wildcard-urile și cu interval de valori, permit definirea unor intervale de valori pentru anumite valori primitive. Aici aveți restricțiile care se pot adăuga pe tipuri primitive, enumerări, număr de caractere, lungime, valoare minimă, valoare maximă, lungime maximă și altele. Pattern și ce mai pe acolo. Bun. Acestea sunt elementele care țin de definirea simple type-urilor. Totuși, XML-urile conțin taguri care conțin alte taguri în interior. Și acest lucru se realizează cu ajutorul complex type-urilor. Complex type-urile definesc grupare de elemente în elemente complexe. Observați aici că avem un tag care conține taguri eterogene în interiorul lui ca și subtaguri. Sau am putea să avem un tag de grupare, un wrapping tag, care grupează o colecție de taguri de același tip. Și, spre exemplu, pentru a descrie un tag complex pentru employee, care are first name și last name, se definește un element cu numele care va coincide cu numele tagului și tipul de dată care ar putea fi definit în afară și referit sau definit inline acolo și utilizat doar pentru tagul employee, care e o secvență cu un element first name de tip string și un element last name de tip string. Bun. Acum, există trei tipuri de grupare și cu asta o să încheiem povestea, și anume, elementele în interiorul unui complex type se pot grupa în secvență, în selecție sau de-a valma. Adică, dacă le grupez, cum vedeți aici, cu sequence, înseamnă că ele trebuie să apară exact în aceeași ordine în care au fost definite, și nu poate să lipsească unul obligatoriu care e mandatory și să apară altul după el. Deci, practic, a zis că trebuie să conțină elementul numit first name și last name, nu i-a dat cardinalitate, nu i-a dat mină curse, max or curse pentru cardinalitate, by default este mandatory. La atribute ar fi fost optional, dar aici este required. Deci, faptul că am precizat în interiorul unei secvențe cele două elemente, ele trebuie să apară la rând, cum zice secvența. Dacă le-aș fi grupat nu cu sequence, ci cu choice, puneam choice aici în loc de sequence, putea să apară fie first name, fie last name, dar nu toate. Și evident, dacă apare doar unul, poate să apară poate fi oricare din secvență, dar unul singur. Dacă grupăm cu all,
Acesta este modul de grupare al atributelor într-o schemă JSON. Un obiect JavaScript Object Notation poate avea o colecție de atribute care să apară în orice ordine. În JSON nu e impusă ordinea. Așa ceva se descrie prin OLL în XSD. Adică să apară toate elementele din listă, dar nu neapărat în ordinea în care sunt date. Dacă îi dădeam voie să scrie în orice ordine last name, first name, apropo de faptul că la maghiar se scrie last name-ul primul și first name al doilea, ar fi putut să descriem elementul cu all în loc de sequence și trebuia neapărat să aibă și first name și last name, dar nu neapărat în ordinea aia. Acum, eu o să mă opresc aici cu povestea. O să vă adaug un tag, slide care să descrie ce spuneam și anume includul și importul, pentru că sunt importante și n-am sărit, în ce scuze. Ce aș vrea să rețineți din toată povestea de azi, dincolo de întrerupere pentru care îmi cer încă o dată scuze, aș vrea să rețineți următoarele. Că XML-ul este foarte folosit pentru procesare de taguri, pentru procesare de documente. E greu să ții un curs când plânge un copil și mai ales când plânge copilul tău. Tati, nu mai fi necăjică, acum închei. Și, deci spuneam așa, XML este foarte folosit în transformare de mesaje, mai ales în scenariul în care din orice format se duce în XML și de acolo se fac transformări XSLT. O să vedeți niște taguri, o să facem împreună la laborator, o să mai facem transformări XSLT și pentru a regăsi, a căuta elemente din documentele XML, folosim XPath. Mulțumesc că ați avut răbdare, voi încheia înregistrarea și va fi disponibilă pe online ASRO și pe canalul meu de YouTube.